Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl și binecuvântat să fie Domnul Iisus Fiul Său. În această seară ne-a fost reamintită porunca a cincea cu efectele ei, ascultarea cu fericirea ce urmează. Acest cuvânt se îndreaptă în mod special pentru copii, pentru tineri, apoi pentru cei care încă mai avem părinți și, în ultimul rând, pentru cei care au avut cândva părinți, privind la viața ce s-a scurs și la efectele ce rămân de trăit. Vreau să vă pun în față în această seară două persoane, frați, copii aceluiași tată. E vorba de Iuda și Iosif, fiii patriarhului Iacov, despre care s-a vorbit dimineață. Și să înțelegem, privind la viața lor, nu doar la copilărie și la tinerețe, până la bătrânețe, să înțelegem ce înseamnă a fi sau a nu fi ascultător de părinți. Ce înseamnă să păzești porunca a cincea sau să nu ții cont de ea? Să privim mai întâi la Iuda, abordându-l ca și fiu al lui Iacov, ca și frate, între ceilalți băieți și o soră care au fost în acea familie. Priviți la el ca tânărul care a avut un spirit de filiație, a ținut și el la frații lui într-o anumită măsură, a avut un oarecare respect pentru părinți, dar a acționat fără să țină cont de părerea lor, fără să-i consulte, adică nu i-a ascultat. În cartea Genesei, capitolul 37, îl întâlnim la o decizie fără părinți și fără să-i informeze după aceea. Aici este scris de la versetul 27 despre momentul când Iosif s-a dus, trimis de tatăl său și a găsit frații. Și Iuda, după ce aparent poate primi o notă bună, este în parte. După ce a zis, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru, să-i ascundem sângele? N-a avut un gând de crimă, cum cred că nu s-ar găsi nimeni aici într-o asemenea postură. Dar iată ce a zis. Veniți mai bine să-l vindem ismailiților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. Astfel Iosif a fost rupt de familie, iar frații săi au raportat o minciună tatălui lor și au trimis, scrie versetul 32, haina lui cea pestriță înmuiată în sânge, spunându-i, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Nu știu ce sentimente a trăit atunci. Sau ce simțiți dumneavoastră când ascultați sau nu ascultați, când faceți ce nu știu părinții, ce nu vor, ce nu le place și nu le spuneți. De altfel, fiul lui Iacov nu e la ora prima situație de genul acesta. Trei capitole în urmă, 34, de la versetul 25. Alți doi, Simeon și Levi, și-au luat fiecare sabia, s-au năpustit și-au ucis pe toți bărbații din acea cetate. Versetul 27. Fiul lui Iacov s-a aruncat asupra celor mulți, s-au jefuit cetatea. Și de-abia după aceea tatăl lor a aflat și le-a spus în versetul 30, atunci Iacov a zis lui Simeon și lui Levi, voi m-ați nenorocit. A mai fost și o altă situație, în capitolul 35, versetul 22, când un altul, pe nume Ruben, a făcut o altă tâlhărie și după aceea Israel a aflat
Că sunt multe stări vinovate pe care părinții nu le află decât mai târziu, după ce au fost comise de copii. Toate acestea sunt din neascultare. La fel, generalizând această stare, vă rog să vă amintiți de Amnon și de Absalom, fiul lui David. Unul dintre ei a necinstit pe sorul sa Tamar, celălalt a ucis pe fratele lui și David după aceea și-a dat seama. Și unul și celălalt l-au mințit în față. Spune la sora mea să-mi aducă mâncare. Și el avea un gând mârșav. Părinți care văd cum fiii lor mai mult în ascuns, dar chiar pe față îi sfidează și nu țin cont de dorințele lor, de poruncile lor. Și acum trăim potrivit cu ceea ce este scris în 2 Timotei 3, nu doar acum, dar acum parcă într-un mod mai accentuat. Copiii vor fi neascultători de părinți și în general oamenii fără dragoste firească, fără o dragoste naturală măcar. Să îl privim pe Iuda într-o a doua imagine, plecat de acasă. Că de regulă așa se întâmplă. Mai întâi se manifestă stări de neascultare, de indiferență față de părinți. Și în urmă, iată-l pe Iuda în capitolul 38, care se situează imediat după vânzarea lui Iosif în Egipt, scrie de la versetul 1 la pagina 43, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam numit Hira, pentru că, de regulă, cine se distanțează de părinți, se distanțează și de frații și surorile sale, de întreaga familie. Acolo, legat de o prietenie, acel om din Adulam numit Hira, despre care scrie în versetul 12 că era prietenul său, s-a desprins de toți ceilalți, s-a căsătorit, dar a ajuns greu în viață. El însuși a ajuns să fie vinovat față de copiii săi și purta acum o dublă vinovăție, vinovat față de părinți, vinovat față de copii. A avut 3 băieți, Er, Onan și Shela. Primii 2 au fost răi, unul într-un fel, altul într-altul, și-au murit. Iuda a ajuns vinovat față de nora sa Tamar, care i-a zis, citesc versetul 11, rămâi văduvă în casă tatălui tău până va crește fiul meu Shela. Zicea așa nu cu sinceritate, ci ca să nu moară și cel de-al treilea băiat. Au trecut multe zile și fata lui Shua, nevasta lui Iuda, a murit. Iată ce stare tragică, parcă a fost frate cu Naomi, i-a murit partenerul de viață și au murit 2 copii. Generalizând din nou situația aceasta și uitându-ne în general în Scriptură, tinerii care nu și-au respectat părinții, care nu i-au ascultat, n-au ajuns bine în viață. Vă mai pun în față unul, e vorba de Abimelec, cartea Judecători, capitolul 9. Aici este scris de la versetul 2 că el a înșelat niște oameni, i-a făcut să treacă de partea lui și astfel să ucidă pe frații săi de tată în număr de 68. A scăpat doar cel mai tânăr, Iotam, care a rostit aici o pildă și apoi un blestem notat de la versetul 20. Să iasă un foc din Abimelec și să mistuie pe locuitorii din Sihem și casa lui Milo. Și un foc să iasă din locuitorii Sihemului și din casa lui Milo și să mistuie pe Abimelec. Au trecut câțiva ani, 3 la număr, și iată rezultatele. Citesc de la versetul 52. Într-un conflict civil, Abimelec a ajuns până la un turn, l-a bătut și s-a apropiat de ușa turnului ca să-i pună foc. Atunci o femeie a aruncat o piatră de râșniță pe capul lui Abimelec și i-a sfărâmat țeasta capului.
Îndată, el a chemat pe tânărul care purta armele și i-a zis, scoate sabia și omoară-mă, ca să nu se zică de mine, l-a omorât o femeie. Și scrie apoi de la versetul 56, astfel a făcut Dumnezeu să cadă asupra lui Abimelec răul pe care îl făcuse tatălui său, ucizând pe cei 70 de frați ai lui. Și Dumnezeu a făcut să cadă asupra capului oamenilor din Sihem tot răul pe care îl făcuseră. Astfel s-a împlinit blestemul. Recent am auzit despre cineva pe care îl cunosc. Are 50 ceva de ani. A orbit. Dar când era căsătorit, avea vreo 25-30 de ani. Și-a bătut părinții. Și mama lui pocăită spunea, să te aldoiască Dumnezeu, nu mai da. Și acum, nu știu câți ani își va duce viața în forma aceasta. Este un om nefericit din mai multe puncte de vedere. Că spunea Dumnezeu în cartea Numeri, păcatul va ajunge. Ferească Dumnezeu pe cineva să se facă vinovat și să ajute ca cei din Sihem pe astfel de fii răzvrătiți. Nu cred că s-a ales bine nici de Hiradulamitul. Nu cred că a avut pace. Nu cred că a avut un viitor liniștit. Înțeleptul Notan, cartea Proverbe, capitolul 30, versetul 17. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca pui de vulturi. Adică nu vei avea parte nici de înmormântare. Va fi lăsat de izbeliștea naturii. Ce trist! Ca părinți, știu că nu vă doriți să vedeți împlinirea unor blesteme pentru copii, ci mai degrabă Dumnezeu să-i întoarcă. Unii sunt de nerecuperat, ca și Abimelec, rămâne o sândă peste ei, alții ca și Iuda. De aceea este un exemplu plin de speranță. Se recuperează pe parcurs. Și aș vrea într-un al treilea gând să priviți la Iuda. De e vorba de un alt Iuda. E tot același, dar într-o altă stare. Un alt Iuda care, cu un preț mare, am vorbit deja despre o parte din prețul ce l-a plătit, a mai plătit încă mult, a ajuns să poată sta în fața lui Iacov și a lui Iosif. Iuda și-a plătit prețul, întâlnindu-i din nou pe cei doi. El l-a vândut pe Iosif și l-a luat de la tată. Pocăința însemna pentru el să-l ducă din nou pe tata la Iosif, să-i întâlnească. A ajuns mai întâi în cartea Genesa 38, după cum este notat, să se facă de rușine, deși el zicea în versetul 23, să nu ne facem de râs. Și ne face așa va fi nu numai de râs, și de pagubă. Dar de la versetul 26, întâlnim pe Iuda care privește realitatea în față. Ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă eu n-am dat-o de nevastă fiului meu Shela, vorbea despre Tamar. Și de atunci nu am mai păcătuit cu ea. Vă rog să priviți mai departe, la capitolul 43, Iuda din nou plătește ce a făcut în anii ce se scurseseră, vreo 20 la număr, copiii crescuseră mari, se căsătoriseră. Citim de la versetul 3, Iuda vorbea cu tatăl său Iacov, vorbind despre Iosif. Omul acela ne-a spus curat să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Dacă vrei de să trimiți pe fratele nostru cu noi, ne vom pogorâ și îți vom cumpăra merinde. Și apoi tot el zice, de la versetul 9, răspund eu pentru el, ai să-l cere înapoi din mâna mea, dar mai avea încă unul în mâinile lui. Mâini care erau vinovat. Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înaintea ta,
vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Sunt aici copii care-s vinovați față de părinți. Stopați această vinovăție, să nu rămâneți vinovați pentru totdeauna. Căci dacă n-am mai fi zăbovit de două ori, ne-am fi întors până acum. Asta vă spun și dumneavoastră. Unii puteau deja să se întoarcă, să-și rezolve problemele. Încă sunt amânat. Își continuă pledoaria și vă citesc cum tatăl său acceptă și zice de la versetul 13: luați și pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Și continui citirea din capitolul 44, de la versetul 14, amintindu-vă că Iosif i-a servit cu mâncare, dar a recurs potrivit cu înțelepciunea sa la un test special. A introdus paharul sacului Beniamin, le-a dat drumul și apoi a trimis niște oameni pe urmele lor. Când s-au întors înapoi cu inima frântă, îndurerați, în fața unei situații de nebănuit, scrie aici că Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif pe când el încă era acolo și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Fusese un vis pentru asta. Iosif le-a zis: ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Iuda a răspuns: priviți-l cum se mărturisește, public. Ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Că așa fac uneori copiii și oamenii în general, înaintea părinților sau înaintea lui Dumnezeu, găsesc motive să se îndreptățească. Se spune că au avut ei dreptate, că au fost niște circumstanțe care au favorizat să facă așa. A pus trei întrebări și a zis: n-are rost, trebuie să o recunoaștem pe cea dreaptă. Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi, iată-ne robi ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Dar știți ce urmărea Iosif? Și atunci scrie aici, de la versetul 18, sub un titlu: Iuda mijlocește pentru Beniamin, adevărata stare în care ajunsese Iuda. S-a apropiat de Iosif și a zis: te rog, Domnul meu, dă voie robului tău să spun o vorbă și să nu te mâni pe robul tău, că tu ești ca faraon. Și începe discuția. Noi am spus că avem un tată bătrân și un frate tânăr și povestește, știți istoria. Citesc doar de la versetul 30. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de suflet căruia este nedezlipit sufletul lui, el are să moară. Când va vedea că băiatul nu este și robii tăi vor pogorâ cu durere în locuința morților bătrânețile robului tău, tatăl nostru, căci robul tău s-a pus chezaș pentru copilul și a zis tatălui meu: dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Dar prima dată cum te-ai suit? V-am spus că e vorba de alt Iuda. Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. El asistase la o primă mâhnire în Geneza 37, unde este scris în versetul 35: toți fiii, cred și Iuda, și toate fiicele lui au venit să-l mângâie. Nu-l puteau mângâia, plângea într-una. Mai târziu a zis: eu una ca asta nu vreau să mai văd. Am necăjit destul pe tată. Nu mai suport. Dumneavoastră v-ați întristat părinți? Măcar puneți punct. Și chiar dacă sunteți deja mari, căsătoriți, spuneți măcar ca și Iuda: eu sunt vinovat, Dumnezeu este drept, prefer să sufăr eu, să nu mai suferă părinții. În momentul acela, când a văzut Iosif pocăința lui, s-a descoperit fraților săi. A spus să iasă toată lumea afară. Și a fost o întâlnire de familie, cum și-o dorise tata de mult, cum o vrea Dumnezeu în multe familii, o întâlnire a pocăinței. Când cei care au rămas credincioși și cei care n-au vrut să o facă la vremea potrivit, se întorc înapoi, Dumnezeu să-i cerceteze pe toți. Dacă ar fi să generalizăm
Am putea doar să ne aruncăm o privire asupra Israelului, de câte ori s-au îndepărtat ei de Dumnezeu și plângeau și spuneau, Doamne, suntem vinovați, acum numai scapă-ne! Că, stimați tineri, Dumnezeu aduce evenimente în viață cum nu le bănuiți. Așa spuneau ei către tatăl lor când el le-a zis, de ce a spus că mă aveți un frate? Dar știam noi ce o să zic, știa Dumnezeu ce o să zic. Că dacă Dumnezeu vrea să te prindă undeva, nimeni nu te scapă. Dar de ce să ai partea lui Iuda? Hai să trecem la Iosif, căci este loc pentru asemenea tineri și pentru asemenea vieți și Dumnezeu să vă ajute. Privind la el ca și fiul al lui Iacov, interesant, deși avea viziunea supremației. Imaginați-vă că între frații și surorile din casa voastră, voi sunteți mai deștepți, mai speciali. Poate ceilalți sunt muncitori, știu eu, oameni mai simpli. Voi sunteți cu școală sau cu o poziție mai puternică. Iosif avea viziunea supremației, era mai deosebit. Era și favoritul tatălui și totuși, pentru el ascultarea a fost o lucrare de căpătâi. A avut o ascultare, am putea spune, aproape de săvârșit. A fost un model al Domnului Iisus, care a venit nu doar să aducă jertfe, că jertfe au fost aduse de-a lungul istoriei destule, a venit să aducă jertfa ascultării. Că în Psalmul 40 este scris, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este înăuntru inimii mele. Privind la Iosif, vă citesc doar din cartea Genesa, capitolul 37, de la versetul 13. Și vă rog să vă amintiți din evenimente de peste săptămână, din familii, dacă așa se întâmplă în raporturile dintre voi și părinții voștri. Israel a zis lui Iosif, tata către fiu, frații tăi pascoil la Sihem, vino, că-și vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel a zis, du-te, rogu-te, și dacă frații tăi vezi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine, și adun vești. L-a trimit astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns până la Sihem, fără bicicletă, nici vorbă de mașină. Să-și caute frații, cum a zis tat? O ascultare de excepție. Și ca să vedeți că sunteți de ascultători, gândiți-vă la Iosif că a ajuns în casa lui Potifar și a ascultat la fel de bine. Aceeași ascultare. Nu cred că unul care ascultă acasă e un răzvrătit la școală și invers. Toți învățătorii și diriginta și profesorii se laude cât e de ascultător și mama să nu mai știe ce să facă cu el. Care ascultă, ascultă, nu ne necăjește nici la adunare, nu ne necăjește nici acasă. Dumnezeu să binecuvinteze astfel de tineri. Dacă ar fi să generalizez, vă citesc doar din cartea Proverbe, capitolul 4. Și aș vrea să auziți în aceste cuvinte glasul părinților voștri. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune. Asta nu prea credeți voi câteodată, așa? Că așa cum zice tata și mama, e bine. Nu lepăda învățătura mea, căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiul jinga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi bine și fericit multe zile. Pe care nu vă ascult, nu vă învață părinții? Pe care nu vă sfătuiesc? I-ascultați? Privind la Iosif mai departe, vreau să-l privim plecat de acasă, ca și pe Iuda. N-a plecat în răzvrătire. A plecat că așa au fost evenimente. S-ar putea unii să ajungă plecați cu școala, cu serviciu. Așa este viața. Dar plecat de acasă, deși smuls din familie, deși avea motive să-și urască frații, rețineți, a rămas toată viața lipit de familie. Vă voi citi din discuțiile ce le-a avut cu frații săi. Pentru el familia era în inimă, toată viața. Hai să citim și să ne minunăm împreună Genesa 42 de la versetul 15. Iată cum veți fi încercați.
pe viața lui Faraon că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Și după ce i-a pus în temniță, le-a spus, eu mă tem de Dumnezeu, plecați, duceți greu la familiile voastre, dar nu mai scăpați până nu voi intra eu din nou în legătură cu familia. Dar mai interesant este scris în capitolul 43 de la versetul 25. Ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif la amiază, căci aflaseră că au să mănânce la el. Și observați de la versetul 27, el a întrebat de sănătate și a zis, bătrânul vostru tată de care ați vorbit este sănătos? Mai trăiește? Vă interesați de soarta părinților voștri? Ei au răspuns, robul tău tatăl nostru este sănătos, trăiește încă. Și s-au plecat și s-au închinat cu fața la pământ. Iosif a ridicat ochii și aruncând o privire spre fratele său Beniamin, fiul mamei sale, a zis, acesta este fratele vostru cel tânăr despre care mi-ați vorbit? Și a adăugat, Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Și mai bogat în capitolul 45 de la versetul 9. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine. Observați? Cât și dorea pe toți. Tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău, acolo te voi hrăni că-și vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Și-a adăugat, istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am aici în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. Vă este drag să vă întâlniți cu cei din familie? Nu pot concepe un tânăr sau o tânără ascultătoare de părinți care nu se simte bine în familie. Iosif a fost deportat, dar când a avut ocazia a zis, îi vreau pe toți aici lângă mine. Dumnezeu să întoarcă inimile părinților spre copii și a fraților unii spre alții, să fie legați, să aibă un asemenea spirit, că Dumnezeu vrea ca toți să fim o familie binecuvântată. Aici, generalizând, vă citesc din cartea 1 Timotei, capitolul 5, despre Pavel, care iată ce a scris vorbind despre familie. El care pentru rudele lui trupește, atât de mult a ținut la el. Era cât pe aici zis așa, să zică, Doamne, ca și Moise, leapă-mă de pe mine, dar mântuiește-i pe ei. Așa a fost și Moise legat de frații săi și de neamul său. 1 Timotei 5, versetele 4, 8 și 16. Dacă o văd oare copii sau nepoți de la copii, aceștia se deprindă să fie evlavioși. Întâi față de cei din casa lor, să vadă de ce are nevoie bunica și să o ajute. Asta ține de datoria unui urmaș, versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Și 16. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute, că e plăcut înaintea lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne. Și în al treilea rând, vreau să vă uitați la viitorul lui Iosif. E vorba de același Iosif, nu de altul. Pentru că ce este foarte plăcut la el, a ajuns în viață să se bucure de tot ce a făcut. Iuda privind în urmă avea multe de regretat. Iosif n-avea nimic de regretat. Nici măcar evenimentele negative ce i s-au întâmplat nu erau de regretat. Cumva și-a cerut fraților scuze, băi, te-am vândut. Dumnezeu a făcut din asta o lucrare specială. Uitându-se în urmă, n-avea nimic de ce să-i pară rău. I-a mers bine și acasă. I-a mers bine și în casa lui Potifar. I-a mers bine și în temniță. Și Dumnezeu l-a ridicat mai sus și l-a pus domn peste țara Egiptului. Peste tot a fost binecuvântat. Citez din Genesa 48.
de la versetul 8, unde îl vedem pe Iosif cu copiii săi. Faceți acum diferența. A avut și Iuda doi băieți. Au murit amândoi. Uitați-vă la Iosif cu doi băieți. Israel s-a uitat la fiul lui Iosif și a zis: cine sunt aceștia? Sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu. Apropie-te, te rog, să-i binecuvintezi. Iuda și-a putut apropia copiii să-i binecuvinteze bătrânul Iacov. Dar cu ce inimă să meargă Iuda la Iacov să-i binecuvinteze copiii când a plecat de acasă, când l-a mințit? Dar Iosif putea să ia să-i ducă: tată, te-am ascultat, te rog, binecuvintează-mi copiii. Și i-a binecuvântat Iacov și a zis: ăștia să fie scriși între numele copiilor mei, că sunt copiii băiatului care m-a ascultat. Și au fost binecuvântați și a rămas de atunci o expresie: să se poarte Dumnezeu cu tine cum s-a purtat cu Efraim și cu Manase. Ce frumos! Să stai în fața tatălui tău când este bătrân și să-ți aduci copiii care dea Dumnezeu să asculte și ei. Iosif peste tot, repet, a ajuns să se bucure, să fie fericit datorită ascultării poruncii. Și generalizând ca la fiecare dintre idei, vă mai pun în față cazul recabiților despre care vă citesc din Ieremia, capitolul 35. Să nu spună cineva: așa s-a întâmplat cu Iosif, că a fost un fenomen special, nu? Cu recabiții n-a avut Dumnezeu un plan ca și cu Iosif. Nu a fost o spiță din care trebuia să nască Hristos. A fost un neam oarecare. Cum poate spui și familia ta este o familie obișnuită? Citesc de la versetul 6. Dar ei au răspuns: noi nu bem vin, căci Ionadab, fiul Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri. Și totuși unii au ajuns să fumeze, să bea, deși părinții le-au spus: așa ceva să nu faceți niciodată. Tatăl lor murise. Versetul 7 continuă cu alte sfaturi ale tatălui lor, dar de la versetul 8 ei reiau și zic: astfel noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul Recab, tatăl nostru. Și le spun pe toate la rând: tata mi-a spus asta și asta și asta. Am întâlnit, când am fost în luna aprilie în Spania, un tânăr care spunea: am fost și eu ispitit ca și alții, dar cuvintele tatălui meu au rămas gravate în mintea mea și n-am vrut să-l necăjesc. Nu mi-am permis să trec peste asta, erau ca un prag peste care n-am vrut să trec. Unii însă trec, vor vedea unde vor ajunge și să știe că pragul acela care l-au trecut când au plecat va trebui să-l treacă înapoi, rămâne acolo. Trebuie să se pocăiască, să treacă peste el înapoi când vin la tată, ca fiul risipitor. Iată ce a zis Dumnezeu despre casa recabiților, citesc de la versetul 18. Așa vorbește Domnul oștirilor: pentru că ați ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, Ionadab nu va fi lipsit niciodată de urmași care să stea înaintea mea. Și-au murit 10.000 de evrei. Știți că aceștia nu au murit. Cum le-a purtat Dumnezeu de grijă? Într-un mod miraculos, că făgăduința e valabilă. Nu s-a desfințat nici acum. Ascultarea de părinți e cinstită de Dumnezeu cu fericire în viață. Și încheiem cu două idei scurte. Genesa 38. Este aici o antiteză foarte interesantă. Versetul 18. A întrebat Iuda pe Tamar cu ocazia faptei lui vinovate: ce zăloc să-ți dau? Că așa cred unii. Nu, că numai acum le dau zăloc și le iau înapoi. Cinstea nu se ia înapoi de pe azi pe mâine. Și ce pierzi nu se recâștigă cât de ușor s-a prăpădit. Ea a răspuns: inelul, lanțul și toiagul. Iuda a avut făgăduințe, dar și-a pierdut inelul, cel cu care se pecetluia, se ștampila mai de mult, și-a pierdut lanțul,
aceea onoare care o purtau prinții și și-a pierdut toiagul, sceptru. Cum le-a pierdut? Prin neascultare. Știți că astea trei le-a primit Iosif cadou? Vă citesc din aceeași carte, Genesa, capitolul 41, de la versetul 42. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de însuțire și i-a pus un lanț de aur la gât. Toiag, cred că a avut și din ăsta. Ce pierduse fratele său, a câștigat el. Și spune Scriptura în Proverbe, capitolul 1, versetele 8 și 9. Vreau să înțelegeți că nu e vorba doar de niște obiecte ce se purtau atunci. În mod simbolic pot fi luate astăzi. Proverbe 1 cu 8 și 9. Ascultă, fiul, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Le mai ai? Sau zici, a, o să le capăt înapoi? Și când a mers prietenul să le ia înapoi, nu se mai poate, că e vinovat. Pe când Iosif, cel care a ascultat, le-a purtat cu cinste în fața națiunii și a întregii sale familii. Dragi copii, stimați tineri, a avea părinți care să te înveți un har, dar a asculta e o fericire. Așa a spus Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 27 și 28. Mai întâi avem exclamația unei mame: ferici de pântecele care te-au purtat și de pieptul pe care l-ai subt. Cu alte cuvinte, ferici de mama ta. El a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă. E ferice și mai degrabă, e ferice și mai târziu, e ferice o viață întreagă. Dumnezeu să-i cerceteze pe toți cu ascultare, iar dacă au trăit unii în neascultare, să-i cerceteze cu pocăință și să se întoarcă Iuda înapoi, să reconcilieze cu Iacov și cu Iosif și Dumnezeu, măcar în ultimă instanță, dacă se poate, să-și împlinească făgăduințele în bine. Amin.